Împreună cu colegul meu, domnul Dan Perciun, din fracțiunea PAS, noi am venit în fața dumneavoastră ca să ne prezentăm nu numai poziția, dar și să vă raportăm în ceea ce privește propunerile noastre de normalizare a situației cu pensionarii din Republica Moldova, care doresc să-și recalculeze pensiile în urma faptului că au muncit 10 ani de zile după ieșirea la pensie. În calitate de reprezentant al acestei categorii, care jumătate de an în urmă am împlinit 10 ani de muncă după ce am ieșit la pensie, încă o dată sunt nevoit să subliniez că guvernarea Dodon are o atitudine absolut disprețuitoare față de cetățenii Republicii Moldova, iar în cazul dat față de cetățenii din grupul vulnerabil, din grupul de risc. Această categorie de cetățeni, în condițiile mileniului 3 și tehnologiilor informaționale, sunt nevoiți să îmble, să-și facă xerocopii de la niște documente de pe timpul lui Papa Rovodă, să stea la coadă, deplasându-se în transportul public în condițiile pandemiei și doar după ce situația, evident, s-a scandalizat, guvernarea a încercat să reacționeze creând niște condiții un pic mai, să spunem așa, corecte pentru relaxarea acestor rânduri, pentru ca acești cetățeni ai Republicii Moldova să nu fie supuși stresului și riscului. Însă, Partidul PAS consideră că, în cazul dat, se cere o abordare sistemică și, în legătură cu aceasta, colegul meu, domnul Dan Perciun, va propune esența modificărilor legislative pe care noi le propunem. Bună ziua tuturor! Ieri am înregistrat un proiect de lege care vine cu mai multe soluții, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum în luna iulie cu privire la recalcularea pensiilor, acele rânduri kilometrice pe care le-am văzut, să nu se mai repete și în 2021, 2022 și 2023. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că procesul de recalculare este unul gradual, în funcție de numărul de ani pe care o persoană i-a lucrat după stabilirea pensiei și dacă acum vor solicita recalcularea undeva 13.000 de persoane, atunci până în 2023 de ea urmează să beneficieze undeva 100.000 de pensionari. În aceste condiții, dacă nu se schimbă cadrul legal, rândurile pe care le-am văzut vor fi și mai mari, iar cu epidemia peste noi, riscul infectării în condițiile nerespectării distanței sociale, bineînțeles că este foarte mare. De aia sunt necesare, din punctul nostru de vedere, câteva modificări legislative care ar înlesni acest proces. Și anume, în primul rând, proiectul pe care l-am înregistrat prevede ca pensionarii să poată depune acea cerere de recalculare, inclusiv în variantă electronică. Pentru cei care au copii sau dacă sunt persoane care au acele competențe digitale necesare și pot să o facă, să nu fie obligate să vină la CTAS pentru a depune cererea, dar să poată să facă printr-un sistem informațional sau prin e-mail, semnând acea cerere cu semnătura digitală. Credem noi că asta o să permită, cel puțin, unii buni părți din pensionari să nu se mai deplaseze. În al doilea rând, vrem să extindem perioada în care această cerere poate fi depusă, în așa fel încât să nu vină toți pe data de 2 iulie, așa cum s-a întâmplat de data asta, dar se poate depune cererea cu 3 luni înainte de momentul în care o să capite acele noi drepturi la pensie. Raportând la situația de azi, asta ar însemna că lumea ar fi putut să vină să depună cereri începând cu luna mai, iar gradual funcționarii de la CTAS să aibă tot timpul necesar pentru ca să ne prelucreze și oamenii începând cu data de 1 iulie să beneficia deja de pensiile recalculate. Și totodată susținem și propunerea guvernului de a permite depunerea cererii prin procură, în măsura în care un pensionar nu are posibilitatea să se deplaseze din cauza stării de sănătate sau pur și simplu vrea să delege această responsabilitate unei alte persoane. Dacă aceste modificări vor fi adoptate, atunci dezmățul care s-a întâmplat acum în luna iulie nu o să se mai repete și la 1 ianuarie și fluxurile o să se normalizeze. Vreau doar să atenționez că responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat îi revine în primul rând guvernului. Pentru că noi am constatat împreună cu domnul Nantoi
Când am fost două zile în urmă și am discutat cu șefa unei case de asigurări sociale de aici din Chișinău, că jumătate din personalul acelei case a fost trimis în concediu, anume în această perioadă atât de încărcată. Și de-abia după ce a apărut acel scandal în presă, oamenii au fost rechemați, s-a început recepționarea cererilor începând cu ora 7 și s-a adaptat un set de măsuri administrative pentru ca să permită fluidizarea fluxului. Dar, ca de obicei în Republica Moldova, soluțiile apar doar după ce izbucnește o problemă și nu anticipând-o. Noi, pentru ca să anticipăm aceste situații pe viitor, am venit cu aceste propuneri și sperăm foarte mult că ele vor fi susținute de către guvern și vor fi promovate cât mai curând, pentru că, după cum vă spuneam, să nu ne regăsim în aceeași situație precară și în 2021, și în 2022, și în 2023. Vă mulțumim!